Salutare tuturor, eu sunt Florentin YouTube și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru susținerea acordată și pentru că am făcut 2000 de abonați, astăzi m-am gândit să fac un episod puțin mai special și pentru că și România a fost atât de special la Under 21 la campionatul european, astăzi vom face România Under 21 în FIFA 19 Mobile, cum ar arăta posibile cartonașe ale românașilor noștri în FIFA 19 Mobile. Desigur, nu vor fi în FIFA 19 Mobile, dar să presupunem doar că în acest content al videoclipului că acești jucători vor deveni jucători ai FIFA 19 Mobile și de asemenea aș vrea să promovez și un canal pe care îl veți vedea imediat acum pe ecran. Vă rog să dați acolo un follow și un like la această pagină de Facebook pentru că băiatul chiar și-a dat silința în crearea acestei pagini și eu cred că chiar merită să apreciați o asemenea pagină, imediat o vedeți pe ecran. Și noi haideți să trecem la clipul nostru. În primul rând vom începe cu cel mai bun jucător al naționalei de tineret la acest campionat european. Cine să fie? Nimeni altul decât George Puskás, care a reușit numai puțin de 3 sau 4 goluri, nu mai știu sigur, dar parcă 4 goluri a reușit acest băiat și a intrat chiar și în echipa campionatului european ca cel mai bun atacant din toți jucătorii care au fost la acest campionat european. Și eu i-am dat 90 overall decât, pentru că nu este chiar un jucător wow, dar la acest campionat european a fost un jucător wow și chiar merita 100 overall. Eu am dat acest design împreună cu un băiat căruia o să-i aveți canalul în descrierea acestui video, el este designerul meu. Eu i-am propus cartonașele acestea și el decât le-a făcut, într-un fel. Deci să îl apreciem și pe el printr-un subscribe la canalul său, de asemenea o să vă las linkul său de la canal, primul în descriere, cu linkul celuilalt băiat cu pagina de Facebook, primele linkuri ale lor le veți găsi în descriere. Haideți să trecem la următorul jucător, care este nimeni altul decât apărătorul nostru stânga, Ștefan. Un jucător destul de bun și a făcut treaba foarte bine în apărare la acest turneu final și eu i-am dat 88 overall. Nu știu cât i-ar fi dat cei de la EA Sport dacă ar fi existat un asemenea eveniment pentru campionatul european. Vedeți că designul l-am imaginat precum cel de la End of an Era, pentru că tot nu mai apare End of an Era în FIFA nostru mobile. Eu vă fascinez cu acest video România Under 21 în FIFA 19 Mobile. Dacă apreciați, nu uitați să dați ca de obicei un like și un share pe Facebook ca să vadă cât mai multă lume acest video și să facem și noi cât mai mulți abonați. Poate ajungem și la 3000 de abonați anul acesta, ar fi extraordinar. Haideți să trecem la următorul jucător, care este nimeni altul decât Chicldău, 89 overall, pe poziție de apărător central. Dar este un fel de CDM, deci apărător central, dar stă puțin mai avansat ca mijlocaș. 89 overall îi dau, după cum v-am spus și puțin mai devreme. Haideți să trecem la următorul jucător, care este nimeni altul decât Yanis Hagi. Tocmai transferat la Genk în Belgia, din câte știu eu bine. Nu știu pe cât s-a transferat, puteți asta să căutați voi pe internet, da. Este un jucător fain și a dat parcă 2 goluri la acest turneu final și merită 92 overall pe poziție de CAM, precum tatăl său, marele Gheorghe Hagi, care sperăm să apară în FIFA 19 Mobile ca un cartonaș de icon, pentru că sigur merită acest lucru. Trecem la următorul jucător, care este Tudor Băluță, și acest băiat a reușit un gol fantastic în meciul cu Anglia, din câte mi-amintesc, sau cel cu Croația, nu mai știu sigur. Îi dăm 91 overall, îl punem tot pe poziția de CDM, pentru că aceasta este poziția lui fireastră. Trecem la următorul jucător, care este Florinel Coman, cu o dublă extraordinară în meciul cu Anglia și un penalty obținut tot în același meci, deci un jucător excepțional a fost doar în acel meci, din păcate. În celelalte meciuri nu a reușit să marcheze, dar și acolo a avut niște evoluții extraordinare. Îi dăm 93 overall pentru acest turneu final, îl punem pe poziția de mijloca stânga și trecem la următorul jucător.
care este nimeni altul decât Nedel Charu, pe poziție de central back. Deci este apărătorul nostru central, 89 overall și a făcut treaba foarte bine în apărare și merită acest cartonaș. Următorul jucător este nimeni altul decât Manea, de la Viitorul parcă. Nu mai știu sigur la ce echipă este, dar este un jucător foarte bun și a fost un jucător excepțional la acest turneu final. Îi dăm 90 overall și îl punem după cea de apărător dreapta. Și trecem la următorul jucător, care este printre cei mai buni jucători de la acest turneu final. Pe poziția de apărător este vorba de Alexandru Pașcanu, 89 overall îi dăm noi, dar merita cu siguranță mai mult, dar editorul meu, designerul meu să zicem așa, a dat 89 overall și merita un 91-92 pentru că a avut o evoluție excepțională. Următorul jucător este cel mai bun portar pe care l-a avut România și pe care o să-l aibă în continuare, cred că este mai bun decât Tătărușanu. Chiar și în gameplay-ul de la EA este destul de bun acest cartonaș, este în FIFA 19 Mobile. Își joacă parcă în Calciao A sau Calciao B, nu mai știu sigur, dar joacă pe la Genoa, deci în Serie A team ar trebui să joace acest băiat. Nu știu dacă s-a transferat la altă echipă între timp, dar la turneul acesta final a dat maxim și a apărat foarte, foarte mult. Și datorită lui a ajuns România în semifinale, din păcate acolo s-a oprit, dar puteam ajunge în final, oricum a avut un parcurs excepțional în acest turneu final și de aceea am făcut și eu acest video astăzi, ca metodă de respect pentru băieții noștri. Și dacă și voi îi respectați, scrieți un comentariu la acest video cu hashtag respect pentru Under-21 România și noștri. Trecem și la ultimul jucător al acestei echipe extraordinare. Este vorba de Denis Man, de la FCSB, un jucător foarte bun, un jucător care a dat totul pe teren, din păcate nu a reușit să marcheze, sper să nu greșesc, dar sigur nu a reușit să marcheze, dar a avut niște evoluții excepționale în toate meciurile, și cel cu Croația, și cel cu Franța, și cel cu Anglia, de asemenea și cel cu Germania. Evoluții foarte bune, 89 overall am dat eu, cam atât ar fi și meritat, este mijloca de dreapta și cam acesta a fost ultimul cartonaș și v-am arătat la începutul acestui video cum arată acești băieți puși toți la oaltă în această superbă echipă. Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați ca de obicei un like, să rupeți acel buton, să facem și noi 50 de like-uri dacă se poate la acest clip și până data viitoare, eu am fost Florin din YouTube, toate cele bune, bye bye! Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you did.